Urmează programul informativ actual, prezentat de Stella Bodiu. Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit la cel mai important buletin de știri al zilei. Pentru început, titlurile ediției. Traficul de influență l-a transformat din fost demnitar al Procuraturii Generale în învinuit. Limba română a fost azi piatra de încercare pentru candidații la examenul de bacalaureat. Cei 10 ani de primărie a lui Dorin Chirtoacă au însemnat 10 de realizări concrete pentru capitală. Atletismul din Republica Moldova încă mai are suficiente resurse pentru performanțe. Sportivul Adrian Mardare a dovedit acest lucru. Următoarele 24 de ore vor fi marcate de o vreme în general caldă. În această după-amiază, Parisul a fost din nou locul unor scene violente care au terorizat locuitorii capitalei franceze. Un individ înarmat cu un ciocan a atacat un ofițer de poliție aflat în zona Catedralei Notre-Dame. Omologii a ripostat, iar atentatorul a fost lovit de focurile de armă trase de polițist. Ambii au ajuns la spital cu răni. Nu există informații despre alte persoane care au avut de suferit. Cu emoții, dar încrezători, așa au venit astăzi absolvenții liceilor să susțină examenul la limba de instruire. Cel mai greu le-a fost la proba de creație, unde au trebuit să scrie un eseu despre personajele istorice. Totuși, absolvenții sunt convinși că au scris bine, unii așteptând să primească chiar nota maximă. Astăzi, elevii claselor liceale și-au demonstrat cunoștințele acumulate pe parcursul a 3 ani la examenul de limba și literatura română. Emoționați au fost atât elevii cât și prietenii, părinții, bunicii și profesorii acestora, care îi așteptau în curtea liceilor unde se desfășura examenul. Pe nepoțica o susțin, fiindcă îmi place și suntem foarte buni prieteni. Și o susțin și aștept să iasă de acum. Cum credeți? Va avea succes astăzi, nepoțica? Numai decât. Am ținut pumnii strânși. Am emoții, dar am nădejde. S-a pregătit, ați văzut-o că a învățat în sistem? Sigur, pe parcursul anilor de învățământ, era stăruitoare și am până nădejde că se dea. Ce notă credeți că va lua? Cât o fie, numai să fie pozitiv. Eu pur și simplu să deie, dar acolo o să vadă. Puterea lui, el și singura și o măsoare. Și diriginții elevilor claselor a 12 au venit să-i susțină astăzi. Aceștia sunt convinși că toți absolvenții vor lua note pozitive. Să vă dați seama cum s-au pregătit. Deci media clasei respective pentru clasa 12 e de 9,54. Vor susține toți acest bacalaureat? Nici nu se discută, fără dubii. Și nu doar vor susține foarte bine. Elevii susțin că cel mai greu le-a fost la proba de creație, unde au trebuit să scrie un eseu despre personajele istorice și viața acestora. Cel mai greu mi-a părut eseul, din cauza că foarte mult a fost descris și a fost greu să-mi aduc aminte chiar în detalii toate situațiile care au avut loc în acele cărți. Am avut 3 subiecte. Eseul a fost despre personaje istorice, adică din romanele istorice, iar în poezie a predominat motivul dorului. Nu am simțit nicio presiune, adică toți s-au simțit liberi, a fost foarte bine. Ce notă crezi că vei lua? Sper 10. A fost exact ceea ce mi-a fost mie mai ușor să-mi aduc aminte și cărțile care mie mi-au plăcut anume. Ce notă crezi că vei lua? Cred că un 8 sau 9, sper. Elevii știu deja unde își vor continua studiile. Dacă le susținem, plecăm la studii în România. Cred că la UTM, la IT. Marea Britanie. La sesiunea din acest an participă 19.500 de elevi. Până pe data de 20 iunie, aceștia vor mai susține examenul la limba străină, matematică sau istorie, în funcție de profilul studiat și la examenul la solicitare. Chișinăul va cumpăra din nou curent electric din Transnistria. Energocom a anunțat astăzi că a semnat un contract pentru furnizarea energiei electrice și cu o companie din regiunea separatistă. Chiar dacă, la finalul lunii martie, preciza că a semnat un contract exclusiv cu o firmă din Ucraina. Analiștii critică vehement decizia Chișinăului.
Energia electrică de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan din stânga Nistrului revine pe piața din Moldova. Compania Energocom a semnat un contract pentru furnizarea energiei electrice cu o companie din regiunea separatistă, după ce la finele lunii martie preciza că a semnat un contract exclusiv cu firma din Ucraina. Atunci autoritățile, dar și personaje afiliate guvernării, spuneau că decizia Chișinăului ar pune în dificultate regimul separatist de la Tiraspol, care era privat de o sumă importantă de bani din această afacere. Potrivit Energocom, compania Transnistreana a prezentat o nouă ofertă la un preț mai avantajos, ceea ce a condiționat semnarea contractului. Având în vedere aceste condiții noi, datorită cărora Republica Moldova ar putea beneficia de un preț mai mic la energia electrică procurată, dar și reieșind din dorința de a securiza cât mai mult furnizările de energie electrică, au fost purtate negocieri suplimentare cu ambii furnizori și s-a decis de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice și cu compania Transnistreană, care a intrat în vigoare începând de ieri, a anunțat Chișinăul. Cu toate acestea, experții în energetică critică dur decizia Chișinăului, spunând că Energocom a semnat contractul cu centrala de la Cuciurgan într-un mod totalmente obscur, cu acceptul Ministerului Economiei și fără niciun concurs. Este strigător aceeași problematic pentru că s-a evitat concursul public și transparent. Pe de o parte, Energocom a câștigat achizițiile de energie electrică la sfârșitul lunii aprilie, la sfârșitul lunii martie, dar totodată Energocomul are posibilitatea să semneze de unul singur contracte cu alți furnizori de energie electrică. Prin urmare, s-a găsit un fel de ușă pe din spate, prin care Energocomul poate să facă orice vrea el. Mai mult, experții se întreabă de ce Ministerul Economiei a indus în eroare opinia publică din Republica Moldova, organizând un concurs ale cărui rezultate nu sunt respectate la final. Ceea ce deranjează cel mai mult este că Energocomul practic este o instituție invizibilă, nimeni nu știe despre ea și apare într-un mod neașteptat, cu un comunicat în care informează despre faptul că s-a decis semnarea unui nou contract începând cu 5 iunie. Lipsește o comunicare între actorii principali din sector, și aici mă refer în primul rând la Ministerul Economiei și respectiv la Energocom, care a fost desemnat ca furnizor pe perioada unui an, cu opinia publică. Iar securitatea energetică, de fapt, reiese inclusiv din comunicarea, pentru că asta creează previzibilitate. Fără previzibilitate, niciun sector energetic, nici o țară nu poate funcționa normal. La sfârșitul lunii martie 2017, lucrurile stăteau altfel. Societatea pe acțiuni de stat Energocom anunța că a semnat la sfârșitul lunii martie 2017 cu compania DTEC Trading din Ucraina un contract de furnizare a energiei electrice către Republica Moldova pentru perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018. Până atunci, țara noastră procura energie electrică prin intermediul unei firme transnistrene, Energocapital, cu proprietari în zone offshore, fiind alimentată de la centrala de la Cuciurgan. Zeci de persoane au protestat astăzi în fața Curții de Apel Chișinău, unde a fost examinat recursul avocaților lui Dorin Chertoacă și Iurie Chirinciuc. Oamenii cer eliberarea celor doi și spun că aceștia sunt nevinovați. Mai mulți locuitori ai Chișinăului, dar și susținători ai Partidului Liberal, au venit la Curtea de Apel cu pancarte în mâini, mesaje de susținere și au scandat pentru eliberarea lui Chertoacă și a lui Chirinciuc. Libertate! Libertate! Noi suntem cu voi! Noi suntem cu voi! Noi suntem cu voi! Protestatarii susțin că membrii Partidului Liberal sunt ținta unei răfuieli politice și că arestarea lui Iurie Chirinciuc și Dorin Chirtoacă s-au efectuat în lipsa probelor care le-ar dovedi vinovăția. Consider că orașul suferă, sufer eu, suferă toți locatarii orașului Chișinău, din cauza că lipsește idilul capitalii, lipsește cel care a condus orașul ăsta 10 ani de zile și se simte, toți simt lipsa lui. Ca să-l susținem pe primarul nostru, a tuturor chișinăuienilor, să-l susținem să se facă dreptatea. Am venit în susținerea primarului general, fiindcă astăzi se examinează recursul avocaților la Curtea de Apel Chișinău pentru a-i permite primarul general să meargă la serviciu. Respectiv, vedem că în ultimul timp s-a creat o situație de tensiune în oraș și blocaj la nivelul autorității publice municipale. Respectiv, primarul general trebuie să fie la serviciu. Din păcate, acele dovezi pe care cu toții le așteptam să le vedem în cazul fostului ministru, domnul Chirinciuc, nu le-am văzut și deja se apropie termenul de 60 de zile.
Au rămas ca dovezi doar un filmuleț trucat care a fost recunoscut că într-adevăr este montat, nu corespunde realității și nu avea nimic prima parte înregistrare cu cea de-a doua parte. În cazul lui Dorin Chirtoacă, de asemenea, încă nu am văzut dovezi în afară de ceea ce spune Nistor Grozavu. Magistrații Curții de Apel au respins recursul avocaților și au hotărât ca Dorin Chirtoacă să rămână în arest la domiciliu, iar lui Iurie Chirinciuc i s-a prelungit arestul preventiv. Avocații spun că acuzațiile CNA sunt lipsite de probe, iar liberalii pledează nevinovați. E o decizie regretabilă, deoarece în pofida încălcărilor care au fost invocate de către avocați asupra închierii care a fost pronunțată de către prima instanță, că au fost atât încălcări de procedură care în mod inevitabil duceau la casarea acestei hotărâri. Deci, practic, e foarte greu să comentez în acest caz soluția care a fost pronunțată de către prima instanță, fiindcă este una incorrectă și este una neîntemeiată. Menționăm că protestatarii au anunțat că nu vor ceda și vor continua să ceară eliberarea din arest a lui Dorin Chirtoacă și Iurie Chirinciuc. În cei 10 ani petrecuți în cadrul primăriei, Dorin Chirtoacă a fost cunoscut în mai multe ipostaze publice. Edilul a realizat lucrări de renovare, reconstrucții, dar și de modernizare, care au dus capitala la un nivel superior de prezentare. Chiar și în aceste condiții există contestatari pentru care orice realizare reprezintă un motiv în plus de nemulțumire. Chiar dacă uneori despre edilul capitalei se vorbește în termeni negativi, datorită lui în Chișinău au apărut troleibuze noi la standarde europene, dar și alte lucrări pe care nimeni nu le credea realizabile. Datorită primarului general, chișinăuienii au posibilitatea să bucure de 102 troleibuse procurate, 100 troleibuse asamblate la Chișinău. Pe parcurs, noi planificăm să prelungim. În primul rând, pentru anul acesta sunt alocate surse pentru asamblarea 20 troleibuse, inclusiv 5 cu mers autonom. Potrivit lui Morgoci, până a devenit Dorin Chirtoacă primar, nimeni nu a făcut astfel de lucruri. Asemenea lucruri pentru transport electric nu cunoaște istoria, nu cunoaște omenirea, nu cunoaște chișinăuienii și așa mai departe. Lucruri foarte mari, de importanță majoră. Un merit incontestabil al lui Dorin Chirtoacă este și reconstrucția, amenajarea și punerea în funcțiune a lacului din parcul Valea Morilor. Aici locuitorii capitalei se pot plimba, pescui, dar și respira un aer curat. Este foarte frumos, este plăcut, aer curat, foarte frumos este. Sunt locuri pentru copii, au făcut parcuri chiar și prin oraș, printre blocuri unde copii, este un lucru foarte frumos pentru copii, o bucurie foarte mare. Și noi putem să-i mulțumim, adică de faptele cei ce au făcut. Multe lucruri am făcut, nici nu pot să le numesc. M-a luat așa prin surprindere, nu pot să declar. Și mai la urmă e un om care poți, hai cu cine discuta. Frumos, mai ales în timp bun, spate de a observat multe lucruri interesante. Dorin Chirtoacă a reușit să creeze și circa 250 de noi locuri de joacă pentru copii, amenajarea 50 de terenuri de fitness în parcuri și amenajarea 10 terenuri de sport la școli și licee, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal. E foarte bine, locuim pe aici, pe împrajmă și suntem fiecare zi. Adică e destul de, ceea ce privește anume pentru copii, e destul de amenajat, adică avem spațiu unde să ne jucăm și maturii să ne odihnim și pentru copii. Noi la Cătare suntem foarte mulțumiți că avem unde să ne plimbăm copiii și adică este într-o stare destul de bună. Un alt lucru bun făcut de Dorin Chirtoacă este construcția primei străzi pietonale din Chișinău, dar și rezolvarea după 42 de ani a problemei mirosului urât provocat de nămolul de la stația de epurare a apelor uzate. Totodată primarul a reușit să modernizeze peste 20 de străzi, poduri și intersecții cu o suprafață de circa 600.000 de metri pătrați. Un alt lucru bun făcut de Dorin Chirtoacă este ridicarea și inaugurarea monumentului în memoria victimelor deportărilor regimului comunist de ocupație din anii 1941
1949-1951, repararea, dar și iluminarea și amenajarea scoarului din fața gării Chișinău. Proiectul pentru fluidizarea traficului Săgeata Verde la fel a fost realizat de edil. Totodată nu poate fi trecută cu vederea nici derularea programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor locative, dar și procesul de tratare a apei potabile și introducerea unui dezinfectant de tip nou. Amintim că Dorin Chirtoacă a fost ales pentru prima dată în funcția de primar pe 17 iunie 2007. Ulterior, acesta a fost reales în 2011. În anul 2015, Dorin Chirtoacă a obținut al treilea mandat consecutiv în funcția de primar general al municipiului Chișinău. Fostul procuror general interimar Mihail Murzac a fost reținut pentru 72 de ore de către oamenii legii. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la o persoană 45.000 de euro, susținând că are influență asupra unor procurori și judecători care ar putea înceta o cauză penală. Potrivit procurorilor, demnitarul ar fi cerut 45.000 de euro pentru încetarea urmăririi penale pe numele unui bărbat care este învinuit de înstrăinarea unor terenuri din comuna Stăuceni. Acesta ar fi susținut că poate influența instanțele judecătorești și că ar putea determina încetarea urmăririi penale. Ieri, în data de 5 iunie 2017, aproximativ începând cu orele 16, de către procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii de investigație ISP, au fost efectuate percheziții la domiciliu fostului demnitar. Perchezițiile au finisat astăzi la orele 2 noaptea. Au durat aproximativ 10 ore în condițiile în care făptuitorii au reușit să ascundă banii care au fost transmiși sub controlul procurorilor. Și timp de 10 ore au fost efectuate acțiuni minuțioase în vederea stabilirii locului aflării banilor. În final, banii au fost depistați și ridicați. S-a constatat și respectiv s-a confirmat bănuiala rezonabilă și s-a probat faptul traficului de influență existat de către avocat, demnitar, fost demnitar și respectiv este oricarea sumei de 45.000 euro de către acesta. În cadrul urmăririi penale s-a mai stabilit complicitatea unui membru al familiei, care ar fi încercat să ascundă suma de bani înainte de începerea perchezițiilor. S-a mai stabilit în cadrul percheziției și respectiv din declarațiile stabilite la fața locului, complicitatea la comiterea infracțiunii și a unui membru a familiei sale, persoană rudă foarte apropiat, care nemijlocit până la începerea efectuării percheziției, a reușit să ia suma dată de bani și să o tăină într-un loc ascuns, unde după efectuarea minuțioasă percheziției în parcurs timp îndelungat, au fost stabilite, ridicate, respectiv sigilate în prezența participanților la procesul de percheziție. Dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare sau o amendă de până la 300.000 de lei. De astăzi, primăria municipiului Chișinău a început evacuarea deșeurilor menajere de pe platourile de acumulare din oraș. Întreprinderea municipală Regia Autosalubritate va transporta gunoiul la depozitul de stocare de pe strada Uzinelor. Pentru evacuarea cât mai rapidă a deșeurilor menajere acumulate în ultimele zile, întreprinderea municipală Regia Autosalubritate a mobilizat 64 de unități de transport și 170 de muncitori, care vor interveni în toate sectoarele capitalei. Pe parcursul zilei de astăzi, angajații regiei vor efectua câte două rute la fiecare platou de gunoi. Am lucrat tot transportul, ies mai dimineață, o să ne reținem în mult timp și o să ne strângem să facem în duminică să-i luați. Potrivit liberalului Ilie Crețu, primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, împreună cu ministrul mediului Valeriu Munteanu, printr-o hotărâre de guvern ar fi insistat asupra unei construcții de reciclare a gunoiului la Țânțereni. Din motive necunoscute, problema a rămas nerezolvată, iar premierul Pavel Filip ar fi dat vina pe primar. Această hotărâre de guvern care a parvenit din partea Partidului Liberal a stat undeva pe masă, a prins colb. Nimeni nu a fost cointeresat de a soluționa această problemă. Socialiștii au interes. Comisia de ieri sau ceea ce s-a vorbit la guvern ieri, premierul, a dat vina tot pe primărie. Pe asta, în situația în care primăria este pusă în imposibilitatea de a-și face treaba. Nu de bunăvoie, da? Primarul este unde este
Viceprimarul, apropo, este la muncă, a ieșit, el ce propune? Care e soluția dânsului? Totodată, analistul politic Ștefan Secăreanu a menționat că Dorin Chirtoacă este implicat în cadrul unui joc politic. Până la urmă, este un joc politic murdar, la mijloc, pentru compromiterea municipalității în general, a primarului și a reprezentanților, să zicem, a consilierilor a Partidului Liberal, care, uite, nu a reușit să retragă de la guvernare, n-a vrut să voteze mixtul, n-a vrut să voteze nu știu, niște lucruri și, până la urmă, ăștia trebuie, hai să ne răzbunăm. Cum o facem? Să-i până la capăt, să-i scoatem de pe scena politică. Liberalul a mai menționat și despre show-ul de ieri provocat de socialiști la sediul Partidului Liberal. În situația dată, când gunoiul nu are unde să fie depozitat, ei în loc să se ducă la Bubuieci, să vorbească cu cetățenii, să spună, domnilor, haideți să stabilim ce putem să vă oferim, ce vă doare, ce nu vă aranjează. Dar ei au mințit oamenii, inclusiv prin televiziunile lor, că problema este în sediul Partidului Liberal. Precizăm că deșeurile vor fi duse la poligonul de pe strada Uzinelor. Potrivit autorităților municipale, s-a ajuns la o înțelegere cu locuitorii comunei Bubuieci, ca timp de 30 de zile municipalitatea va găsi un alt loc pentru depozitarea gunoiului. După evacuarea deșeurilor, vor fi efectuate lucrări de deratizare și dezinfectare a platourilor și a zonelor adiacente. Cetățenii Republicii Moldova au fost lăsați să intre acolo unde sunt păstrați toți banii. Doar astăzi Banca Națională și-a deschis ușile pentru vizitatori. Oaspeții au fost plimbați pe holurile imense, prin depozit și sala de expoziții. Ziua ușilor deschise este o tradiție veche a Băncii Naționale. La acest eveniment a fost prezent și guvernatorul instituției, dar și angajații de la secția operații bancare, care au explicat vizitatorilor cum se stabilește cursul, cum se depistează monedele false de cele autentice și care sunt elementele de securitate ale monedei naționale. Ca orice autoritate, Banca Națională, în primul rând, este un serviciu public și este datoria noastră să răspundem la întrebările și preocupările cetățenilor, dar și să explicăm mai bine în ce constă funcția noastră și cum o îndeplinim. În acest context, zilele ușilor deschise este o ocazie foarte bună de a avea acest dialog și să veniți numai cu întrebări, dar și cu sugestii și propuneri, deoarece părerea dumneavoastră contează pentru noi. Autoritatea monetară stabilește un curs fix al monedei naționale față de valuta de referință și este menținută la același nivel. Adică orice suplinire a cererii sau majorare a ofertei produce efectul intervenției autorității monetare în direcția atenuării cererii sau ofertei pentru menținerea cursului la nivelul stabilit. Cornel Melnic, șef adjunct al Departamentului Operațiuni cu Numerarul, le-a vorbit oaspeților despre monedele false și cum pot fi identificate. Cu ochiul liber, noi spunem prin atinge, privește, da? Cât și elemente de siguranță care pot fi detectate cu o aparatură specială. De către public, cum pot fi ele detectate? Am să mă opresc la elementele modernizate, că acum sunt tot mai mult și mai mult în circulație. Orice bancnotă autentică, da? Hârtia este produsă într-un fel special față de hârtia comercială sau hârtie simplă. În ziua ușilor deschise, Elena Mămăligă, angajată a Serviciului de Presă al Băncii Naționale, a fost ghid în sala de expoziții. Aici sunt expuse obiecte și documente care prezintă interes, valoare din punct de vedere istoric, științific și artistic. Muzeul nostru a fost inaugurat în anul 2004. Colecția de exponate reflectă circulația monetară pe teritoriul Republicii Moldova din 1991 și până în prezent. În mare parte, colecția include bancnotele și monedele emise de Banca Națională, care reprezintă moneda națională a Republicii Moldova. Persoanele prezente la acest eveniment au fost încântate de cele văzute, au admirat expoziția de monede și l-au ascultat cu mare atenție pe ghid. Sala de expoziție este una destul de modernă, are multe monede comemorative ale multor oameni care au influențat mult evoluția Republicii Moldova, în mod cultural. În mod deosebit m-a impresionat anume cum doamna de la muzeu
ne-a dat atât de clar informația despre mânie, de istoria lor. La fel și domnul care ne-a demonstrat destul de clar cum putem detecta o monedă falsă de una adevărată, ceea ce este foarte actual în ziua de astăzi. Noi am fost învățați aici lucruri foarte utile, de exemplu, să putem determina o bancnotă falsă de una adevărată. Am văzut muzeul băncii, un foarte bogat, eu nu am crezut că sunt atâtea bancnote foarte diverse, foarte, foarte frumoase. Deci eu am rămas impresionată. Amintim că Banca Națională a Moldovei a fost înființată prin decretul președintelui Republicii Moldova la 4 iunie 1991. Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Nepoții nenăscuți vor avea dreptul la moștenirea bunicilor odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări în codul civil și cadrul conex. Această prevedere vine să protejeze averea bunicilor de părinții cheltuitori. Executorul testamentar va avea o largă varietate de împuterniciri. Acesta va putea să identifice moștenitorii, să ceară eliberarea certificatelor de moștenitor, să adopte planul de partaj și să asigure astfel echitatea între moștenitori. La fel, acesta va putea să depună cererea de înregistrare a bunurilor pe numele moștenitorului. Cei care nu au fost incluși în certificatul de moștenitor vor avea dreptul ca în decurs de 10 ani să depună o petiție de ereditate prin care înaintează pretenții față de cei care au intrat în posesia bunurilor. Republica Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea transfrontalieră prin instituirea controlului comun la alte două puncte de trecere de la frontiera celor două state, conform principiilor ghișeului unic și opririi unice. Controlul comun în punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni se va efectua pe teritoriul Ucrainei, iar în punctul de trecere Palanca-Maiache-Udobnoie pe teritoriul Republicii Moldova. Scopul încheierii documentelor constă în asigurarea securității frontierei comune, securității naționale, ordinii publice, a bunăstării economice ambelor state semnatare, prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere organizate, a terorismului internațional și finanțării acestuia. Un tânăr de 25 de ani din capitală a fost reținut în stradă, fiind suspectat de consum și păstrarea ilegală a substanțelor narcotice. Individul a fost escortat la inspectorat, unde au fost depistate asupra lui pachetele din polietilenă cu o masă vegetală fărămițată, asemănătoare etnobotanicelor, precum și mijloace financiare a căror proveniență urmează să fie stabilită. În cadrul audierilor, suspectul a recunoscut că este consumator de droguri. În dependență de rezultatele expertizelor, tânărul riscă o amendă de la 8.000 la 14.000 de lei sau închisoare de până la un an. Un tânăr de 22 de ani, locuitor din satul Manta, a murit după ce s-a lovit cu motocicleta într-o mașină. Accidentul a avut loc ieri în jurul orei 11:20 pe o stradă din orașul Cahul. Potrivit poliției, șoferul automobilului, un bărbat de 54 de ani, în timp ce făcea o manevră de întoarcere, nu s-a asigurat și s-a tamponat cu o motocicletă. În urma impactului, motociclistul a decedat pe loc. Poliția investighează circumstanțele accidentului. O femeie în vârstă de 74 de ani a fost jefuită în plină stradă de către un student. Acesta i-a furat lănțișorul de aur de la gât și s-a făcut nevăzut. Făptașul a fost localizat și încătușat chiar în căminul studențesc. Studentul în vârstă de 21 de ani este originar din Glodeni și își face studiile la o instituție de învățământ superior din capitală. Momentul în care tânărul a comis jaful a fost surprins de soțul victimei, care în acel moment se afla la balconul locuinței. Astfel, soții au anunțat imediat oamenii legii. Mie mi-a cădit pe stradă de acolo. Stradă ce e? Pe trotuar, merge, nu pe trotuar. Și eu m-am întors în coace cu cărșonul, că eu aveam cărșon. Și eu am dat, dar el a venit din colo, vine, cu mâna aia ca așa, nu știu cum. Și eu am dat să mă ferez de dânsul, dar el deodată pește mine, și așa, și mi-a pus mâna la gât și-a tras. Eu am strigat. Nu era nimeni la ora asta. Nu era nimeni, că era fără 17. În prezent, studentul se află în custodia Poliției Capitalei și este cercetat pentru jaf. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 7 ani.
În urma atacurilor din ultima perioadă, Australia se află în stare de alertă maximă. Ca urmare a reîntoarcerii la locurile natale a militanților care au luptat în Orientul Mijlociu, a crescut pericolul de noi atentate teroriste. Un bărbat înarmat ce luase ostatic o femeie a fost împușcat de poliția din orașul australian Melbourne. În urma incidentului armat ce a avut loc într-un apartament din suburbia Brighton, trei polițiști au avut de suferit. Ostaticul a scăpat nevătămat. Liderii islamici din Marea Britanie au luat o decizie dură față de autorii atacurilor de sâmbătă seara din Londra. Aceștia nu vor avea parte de ritualuri funerare. Asta după ce peste 130 de imami britanici refuză să îndeplinească rugăciunile tradiționale, descriind situația ca fiind fără precedent. Moscheile din orașul britanic Manchester, dar și din Statele Unite, au refuzat să îngroape musulmanii implicați în atacuri teroriste în ultimii ani. Cei trei autori ai atentatului din Londra au fost împușcați mortal de agenții serviciilor de securitate. În urma atacurilor de sâmbătă seara din Marea Britanie, sute de persoane s-au adunat aseară în apropierea primăriei din Londra pentru a aduce un omagiu victimelor atacului terorist, în urma căruia 7 persoane au fost ucise și alte 48 au fost rănite. Muntenegru a devenit oficial cel de-al 29-lea stat membru al NATO. Ceremonia a avut loc la sediul Departamentului de Stat din Washington și a fost condusă de secretarul general al Alianței Militare. Ministrul de Externe și de Integrare Europeană a Muntenegrului a predat luni instrumentele de aderare a țării sale la NATO. La ceremonia organizată cu această ocazie, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a subliniat faptul că aderarea Muntenegrului contribuie la pacea și securitatea internațională și transmite mesajul că porțile NATO rămân deschise. Ministrii de Externe ai țărilor membre NATO au semnat protocolul de aderare a Muntenegrului în mai 2016. Acesta a fost ratificat ulterior de cele 28 de parlamente naționale. Tratatul Atlanticului de Nord a fost semnat la 4 aprilie 1949, creând o alianță de 12 state independente, decise să-și asigure apărarea reciprocă și colectivă. Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Stella! Cu ce noutăți vii astăzi? Vom discuta despre finalul Ligii I din România, noi medalii în atletismul din Republica Moldova, dar și despre cine a devenit campioana Republicii Moldova la basket feminin. Bine v-am găsit! Partida din play-out dintre Asia Târgu Mureș și Politehnica Iași a fost ultima din actuala ediție a Ligii I de peste Prut. Pentru o parte din echipe urmează vacanța, în timp ce o altă parte se gândesc deja la meciurile viitoare din cupele europene. Odată cu desfășurarea partidei dintre ASA Târgu Mureș și Politehnica Iași, s-a tras cortina peste actuala ediție a campionatului de fotbal din România. Meciul care practic nu a avut mize, ardelenii fiind deja retrogradați, iar ieșenii lideri ai play-out-ului s-au încheiat la egalitate scor 1-1. Politehnica a deschis scorul prin golul lui Moldovan din minutul 14, iar Târg Mureșenii au restabilit egalitatea prin reușita din repriza secundă a veteranului Bănel Nicoliță. Astfel, după fluierul final al partidei din Ardeal, încep emoțiile pentru echipele angrenate în cupele europene, dar și pentru cele care vor participa la barajul de accedere în primul eșalon. În preliminariile Ligii Campionilor vor juca Viitorul Constanța și FCSB, iar pentru calificarea în grupele Europa League vor concura Dinamo București, Astra Giurgiu și echipa moldoveanului Calancea, Universitatea Craiova. Un meci de interes va fi și cel dintre Politehnica Timișoara și UTA Arad, partide care va conta ca baraj pentru rămânerea în prima ligă a timișorenilor sau promovare a ardelenilor. Singurul fotbalist moldovean de la FC Porto și-a reconfirmat dragostea față de locurile natale. Chiar dacă are cetățenia Portugaliei și Lusitanii au prelungit contractul, Oleg Riabciuc visează în continuare să reprezinte Naționala Republicii Moldova. Fotbalistul basarabean Oleg Riabciuc și-a prelungit contractul cu portughezii de la FC Porto. Jucătorul în vârstă de 19 ani va rămâne la gruparea lusitană până în 2021. Moldoveanul este și cetățean al Portugaliei, dar a debutat pentru lotul sub 19 ani al Republicii Moldova și a declarat că își dorește să reprezinte selecționata de seniori a Moldovei. Riabciuc a ajuns în Portugalia la vârsta de 4 ani și a început cariera la Rio Maior, după care a îmbrăcat tricourile echipelor de juniori ale lui Sporting Lisabona, însă a devenit
campion al Portugaliei cu echipa de 16 ani a lui Belenense. Evoluțiile bune la Belenense i-au adus transferul la echipele de juniori și tinerete ale lui FC Porto, având experiențe chiar la sesiunile de antrenament ale seniorilor. În sezonul trecut al Ligii Campionilor pentru tineret, fundașul moldovean a jucat titular în cele 4 meciuri din faza grupelor. Basketbalistele de la Clubul Sportiv al Universității de Educație Fizică și Sport au devenit campioane naționale pentru al doilea sezon consecutiv, după ce au dispus ca și în finala de anul trecut de rivalele de la Politehnica. Echipa Clubului Sportiv al Universității de Educație Fizică și Sport din Chișinău a câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul de campioană națională la basket feminin. În finala disputată contra formației Universității Tehnice, USFS s-a impus cu scorul general de 3-1, după ce în meciul al patrulea a câștigat cu 67-57. De cealaltă parte, UTM a devenit vicecampioană pentru al treilea an consecutiv, odată în fuziune cu fosta campioană națională Femina Chișinău și de două ori ca reprezentant a Clubului Universitar Politehnic. Pe locul 3 s-a clasat formația Academiei de Studii Economice, care s-a impus în finala mică a play-off-ului contra echipei de tineret a clubului Panthers Ialoveni. Multipla campioană națională Femina Chișinău nu a participat în acest sezon. Cavalerii din Cleveland au avut ghinion și în cel de-al doilea meci al finalei basketului profesionist american. După un joc spectaculos, războinicii de la Golden State au mai făcut un pas spre un nou titlu de campioni ai NBA. Jucătorii de la Golden State Warriors au început deciși să încline balanța în favoarea lor încă din primul sfert, câștigat cu 40-34, dar Cleveland Cavaliers nu s-a predat ușor și după succesul cu 30-27 din actul secund, a intrat la pauza mare cu un handicap de doar 4 puncte, dar ultima jumătate a partidei a aparținut în totalitate gazdelor. După 35-24 în repriza a treia și 30-25 în sfertul 4, Golden State Warriors s-a impus cu scorul de 132-113 și conduce cu 2-0 la general. Cu 33 de puncte marcate și 6 pase decisive, Durant a fost cel mai bun jucător al partidei. Următoarele două meciuri ale finalei, care se dispută în sistemul cel mai bun din 7 jocuri, se vor disputa pe arena din Cleveland, acolo unde Cavalerii au ocazia de a reveni în lupta pentru titlul din NBA. Cel mai bun tenismen din Basarabia, Radu Albot, continuă să joace pe două fronturi în competiția Challenger din Cehia. Alături de un ucrainean, sportivul moldovean s-a calificat în sferturile de final ale probei de dublu. Radu Albot a debutat cu bine și în proba de dublu a turneului Challenger de la Prostejov. În competiția din Cehia, cel mai bun jucător basarabean de tenis face pereche cu ucraineanul de origine moldoveană Denis Molceanov. Cei doi s-au impus în runda inaugurală în fața perechii Johan Bjurnström, Suedia, Hugo Nis, Franța, cu scorul de 3-6, 6-3, 10-6. Albot a debutat cu dreptul și în proba de simplu, reușind calificarea în optimele de finală, unde va juca cu brazilianul João Souza. Atletismul din Republica Moldova a adunat o serie de rezultate mărețe în ultimele zile. Numai puțin de 6 atleți au revenit cu medalii de la competițiile internaționale. O nouă performanță pentru atletismul din Basarabia. Sportivul Adrian Mardare a stabilit un nou record național la aruncarea suliței. Evenimentul a avut loc în cadrul memorialului Josef Odlozil din Cehia, unde Adrian a reușit rezultatul de 83 de metri și 71 de centimetri, depășind baremul de calificare la Jocurile Olimpice. Următoarele competiții la care va lua parte Mardare vor fi Europenele de tineret din Polonia și Campionatul Mondial Absolut din Marea Britanie. Performanțe de remarcat au avut atleții moldoveni și în cadrul campionatelor internaționale de la Cluj-Napoca, unde Dimitriana Surdu a cucerit medalia de aur la aruncarea discului. La aceeași competiție, Ion Sirius a devenit campion la proba de 800 de metri. Ștefan Mura a obținut medalia de argint la aruncarea discului. Natalia Zdesenko s-a ales cu locul al doilea la triplu salt, în timp ce Diana Podoleanu a urcat pe treapta a treia a podiumului la proba de 100 de metri. Cam atât cu știrile din sport pentru astăzi. La revedere! Mulțumesc, Mihai! Doamnelor, domnilor, continuăm cu noutățile despre starea vremii prezentate de Iuliana Bivol.
Bună seara și bine v-am găsit! În următoarele două zile, vremea își va menține temperaturile practic pe aceeași poziție, vor mai fi și instabilități pe alocuri, oricum ne vom bucura de timp frumos. Cu mai multe detalii revin în curând, dar mai întâi să vedem cum stăm cu vremea în această noapte. La noapte cerul va fi senin pe întreg teritoriul țării, minima va fi de 10 grade Celsius pe care o vom întâlni din nou în centrul țării, în timp ce maximele vor atinge 19 grade, temperatură care va fi resimțită în sud-estul teritoriului românesc. Mâine vremea va fi în general caldă, doar că instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai mult în nordul, centrul și estul țării, unde vor fi și averse de scurtă durată. În restul regiunilor, vremea va fi însorită și frumoasă, cu temperaturi cuprinse între 22 și 30 de grade, ce vor fi resimțite la Constanța și Timișoara. În zona Moldovei, pe ambele maluri ale Prutului, va fi vreme frumoasă, iar pe alocuri vor mai apăra și câțiva nori trecători. Temperaturile se vor încadra între 26 și respectiv 28 de grade, pe care le vom întâlni la Galați, dar și la Bălți. La Chișinău, vremea va fi determinată de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică normală, cerul va fi senin, iar vântul va sufla din sud-est slab la moderat. Temperatura va oscila între 17 și 28 de grade. În capitala tuturor românilor, temperatura aerului își va menține indicele de 26 de grade, iar vremea va fi numai bună pentru plimbări. Minima termică va înregistra 15 grade Celsius. Joi vremea își schimbă macazul, va deveni instabilă în nordul, centru, sud, estul și sud-vestul țării, unde vor cădea ploi cu descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată. Ploi vor fi și în zona Moldovei, mercurul în termometre va indica minima de 19 grade Celsius, temperatură pe care o vom întâlni în Basarabia la Bălți, iar maxima va ajunge până la valoarea de 28 de grade la Craiova. Cam acestea au fost datele despre starea vremii. O seară liniștită să aveți. La revedere! La finalul programului informativ actual vă reamintim principalele subiecte ale ediției. Traficul de influență l-a transformat din fost demnitar al Procuraturii Generale în învinuit. Limba română a fost azi piatra de încercare pentru candidații la examenul de bacalaureat. Cei 10 ani de primărie a lui Dorin Chirtoacă au însemnat 10 de realizări concrete pentru capitală. Atletismul din Republica Moldova încă mai are suficiente resurse pentru performanțe. Sportivul Adrian Mardare a dovedit acest lucru. Următoarele 24 de ore vor fi marcate de o vreme în general caldă. Doamnelor, domnilor, acesta a fost programul informativ actual. Sunt Stella Bodiu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți și pe site-ul noroc.tv, dar și pe pagina de Facebook Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022 804 388 sau la adresa de e-mail actualnorocmedia@gmail.com. O seară frumoasă, vă doresc toate cele bune!